Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre Revisal conform hotărârii Guvernului 500 pe 2011. Am completat și transmis anul trecut Revisal pentru toți salariații. În momentul completării nu am listat toate rapoartele per salariat și am constatat acum următoarea situație la un salariat care are contract de muncă din 1 ianuarie 2009 pe durată nedeterminată în raportul per salariat. La intervale vechime, conform hotărârii Guvernului 500 pe 2011, apare în coloana interval vechime 1 a 8 a 2011 prezent și nu știm unde am greșit, dar mai ales cum putem regla această situație. Menționăm că persoana respectivă a avut și două intervale de suspendare, 1 a 9 a 2011, 1 a 10 a 2011 și 1 a 10 a 2011, 31 a 8 a 2012, cereri de concediu fără plată. Iată soluția oferită de specialiștii portalcodrulmuncii.ro. Nu ați greșit, aplicația tehnică a Registrului General de Evidență a Salariaților, adoptată de Inspecția Muncii în aplicarea hotărârii Guvernului 500 pe 2011, evidențiază istoricul intervalelor de vechime, începând cu data de 1 a 8 a 2011. De altfel, în raportul per salariat, în paranteză, la intervale vechime este menționat conform hotărârii Guvernului 500 pe 2011, în tabelul contracte individuale de muncă din raportul per salariat, este evidențiată data de începere a activității de către salariat, astfel cum ați înregistrat-o în Registrul General de Evidență a Salariaților, Revisal.